Aproape 140 de copii au participat astăzi la concursul județean de cântecele și recitări. Școala Alexandru Ivasiuc a organizat acest eveniment chiar de 8 martie, fiindcă semnificația zilei este una specială. Mama, cea mai scumpă de pe lume, a fost sărbătorită printr-un spectacol emoționant. Steaua mea din zori de zi, fără tine este teamă. Porțile școlii Alexandru Ivasiuc astăzi s-au deschis pentru prima ediție a concursului Cea mai scumpă de pe lume, un concurs dedicat preșcolarilor, care a primit un număr de 138 de copilași, însoțiți de coordonatorii lor. Este o sărbătoare a bucuriei, nu degeaba am ales această zi, pentru că este dedicată această sărbătoare feminității, poate fi comparată cu sensibilitatea și arta frumoasă. După ce spectacolul s-a încheiat, copiii au fost jurizați. Toți s-au ridicat la nivelul unor adevărați artiști. Au primit diplome și cadouri, jocuri ale minții.